cea mai mare provocare de până acum. Nici nu credeam că o să fac, că o să ajung aici. Dacă credem cu pasiune în ceea ce facem, vom reuși într-un final. De ce nu mai se poate? Ar plăcea nouă oamenilor mari să credem că ne maturizăm. De fapt, nu pierdem niciodată copilul din noi și mai ales bucuria jocului. Dovada este chiar era tehnologiei în care trăim. Conducem mașini sofisticate, care au computere de bord. Am trecut de la telefoanele mobile la smartphone-uri, la tablete, iar industria gadgeturilor a atins cote de vânzare nemai întâlnite până acum în istorie. În ediția de astăzi a emisiunii vom cunoaște un tânăr de 29 de ani care a făcut din pasiunea sa pentru roboți o adevărată profesie. Anul trecut a ajuns la competiția internațională de robotică în Statele Unite, chiar la NASA. Numele lui este Teodor Milian.